Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara anunță că toate persoanele asigurate pot beneficia în continuare de medicamente eliberate pe baza unei prescripții medicale electronice. Atât medicii de familie, cât și medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultații la distanță prin orice mijloace de comunicare pentru bolile cu potențial endemo-epidemic ce necesită izolare, precum și afecțiunile cronice, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și în cazul consultațiilor în cabinet pentru afecțiunile respective. Astfel, în urma consultației medicale la distanță, medicul emite pacientului toate documentele necesare, inclusiv rețeta electronică online sau offline, pentru medicamente compensate. Aceste documente se transmit pacientului prin mijloace de comunicare electronică, ulterior, asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în numele asiguratului poate printa documentul transmis de medic sau îl poate transmite farmaciei prin mijloace de comunicare electronică în vederea printării acestuia. Totodată, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara reamintesc faptul că medicamentele pot fi ridicate de către asigurați din orice farmacie din țară care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență asiguratul sau de casa de asigurări de sănătate cu care se află în contract medicul, cu excepția medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.